Doi bărbați au fost prinși în flagrant delict în timp ce foloseau două detectoare de metale într-un sit arheologic de pe raza comunei Șugag. Pe numele celor doi bărbați au fost întocmite dosare penale în care sunt efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de pătrundere neautorizată în situri arheologice cu detectoare de metale. La fața locului s-a deplasat o echipă formată din polițiști și jandarmi și în imediata vecinătate a cetății a identificat pe cei doi tineri. Totodată, ascunse într-un rucsac, au fost găsite două detectoare de metale care se pare că au fost folosite de cei doi tineri în situl arheologic în scopul găsirii de obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural național. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au întocmit pe numele celor doi tineri dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de pătrundere neautorizată cu detectoare de metale în siturile arheologice, iar cele două detectoare au fost ridicate în vederea confiscării. Bărbații de 25 de ani, respectiv 29 de ani, au folosit detectoarele pentru a găsi obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural național.